Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soarele în Venus ascendent în Berbec pentru octombrie 2019. Da, sunt moftoată ca să mă asortez cu acest ametist care mi este de fapt cel mai drag dintre toate cristalele pe care le am. În timp ce am acest set de cărți, am văzut turnul. Turnul care poate să însemne ori învărsător și chiar în timp ce vorbesc cu voi am o stare ciudată. Probabil unii dintre voi aveți o durere de cap, nu e durere de cap, dar poate că voi aveți sau unii care chiar ați lucrat intens, vom vedea și ce apare în hartă, poate aveți de deschis ultima chakra, unii în toată lumea. Deci oricum, turnul. Turnul înseamnă ori învărsător, ori un scorpion, că sunt la fel de ciudați și unii și ceilalți și de plin de mistere, de neprevăzut, ori o revelație bruscă, ori acționează cineva, ori voi, ori altcineva acționează într-un mod neașteptat. Dar am văzut de două ori 5 de cupe. Ori vă este dor de cineva care probabil că este într-o stare de, sau credeți voi că este, dar nu știu, cineva este într-o stare de regrete, că sunteți voi, că sunt ei și poate acel turn e ca un trăsnet, o idee trăsnet, vă vine cum să rezolvați problema, sper, în fine. Deci de două ori am văzut 5 de poate ați pierdut pe cineva într-un mod neașteptat pentru foarte puțin. Dar vedem cum se așează cărțile. O să încep mai întâi cu mesajele de la înger. De obicei le făceam la sfârșitul etalării, dar mă gândesc că poate totuși contează. Primul mesaj care a venit este, în primul rând, numărul 46. Poate vă spune ceva numărul 46. Vârsta cuiva sau când cineva împlinește 46 de ani, eu știu, se va întâmpla să petreceți un timp împreună de calitate. Oricum sunteți chemați să petreceți timp de calitate împreună. Poate aveți pe cineva drag la care vă gândiți. Vă este dor, că tot am văzut 5 de cupe de cineva și într-un mod de așteptat vă hotărâți să mergeți, să călătoriți către ei și să petreceți acest timp de calitate împreună. Ar fi frumos. Probabil sunt singur și vă așteaptă. Ce drăgălaș! Există o notă de poveste aici și de fapt ce notă vreau să scot în evidență? Da, culoarea lavandei. În general, lavanda, violetul este pentru zodia vărsătorului. Ea revin la vărsător sau cineva cu planete în vărsător. Și aripile mi se par foarte delicate, ca pentru niște zânuțe și iar mă gândesc la un semn de aer. Poate că aveți pe cineva un semn de aer sau planete în semn de aer la care vă gândiți și sunteți chemați să tocmai am furat din grădina mea, mi-am pus în deastră plantuța asta, știți cum se numește? Și fructele sunt comestibile. Știați? Și la capătul acestui set de cărți, dragostea face diferență. Diferența, adică petreceți altfel timpul cu cineva pe care îl iubiți decât cu cineva evident care doar vă este drag, vă este amic, amică, nu v-ați implicat emoțional, sentimental. Oricum, dragostea vindecă rănile trecutului. Cineva iar are nevoie de vindecare, că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de văzut. Și dragostea asigură o senzație de securitate și de valoare, de stimă față de voi înșivă. 31 poate vă spune ceva. Probabil, petrecându-vă timpul de calitate, vă dați seama mai bine, iar considerați fundația pusă și
Considerați-i pe cei dragi ca pe o comoară. Protejați-i și apreciați-i. Dar probabil că aceste lucruri vor veni după ce veți petrece un timp de calitate. Aici trebuie să vă gândiți ce înseamnă timp de calitate. Nu mers în cluburi, musai, poate nici chiar ieșit la o cafea. Deși ar putea, dar depinde ce faceți la acea cafea, ce discuții aveți, unde, în ce local. Timp de calitate. Posibil pentru unii să fie o plimbare prin natură sub clar de lună. În fine. Dar petrecându-vă timpul cu ei, așa cum vi se sugerează, începe să faceți diferența între persoana aceasta și restul persoanelor, mulțumesc, pe care le-ați întâlnit până acum și, sau până atunci. Și în felul ăsta puneți fundația unei relații solide, de lungă durată, și 50, poate aveți vârsta 50 de ani, 10. Și pe această persoană sunteți chemați să o protejați, să o țineți ca într-o, nu știu, să o țineți în puf, ca pe o comoară. Nu musai să fie o relație secretă, dar să-i protejați. Haideți să vedem. Asul de băte. Ați putea fi voi că sunteți prima zodie de foc. Oricum, e un început, da? După ce petreceți acest timp special, puneți fundația, începeți o relație de lungă durată. Poate să fie evident și un proiect la locul de muncă. Casul este un semn creativ, nu doar falic, inovativ. Dacă e vorba de proiect, începeți un proiect cu potențiale magice. Interesant. Haideți să tăiem mai amestec o dată? Nu. Sunt amestecate. Le tai în fața voastră. Atât e suficient. Da? Berbec, soare, lună, Venus, ascendent în berbec. Mhm. Nebun. Astăzi a ieșit în fiecare etalare, nebunul. Am senzația că și ieri a ieșit. Domnilor, doamnelor, domnișoarelor, suntem chemați toți să riscăm și să ne schimbăm viața. Am spus de turn, acum vine și nebunul, care uneori e considerat ca fiind vărsător, alteori sunteți voi. Semnul berbecului sau cuspida pești berbec. Mai nou pentru mine, nebun înseamnă și lună nouă, posibil în această perioadă, v-ați hotărât să riscați. Aveți credință, pasiune, acel as de bâte pe care l-am văzut. Și credința, da, turnul. Turnul este acel trăsnet, acea inspirație divină care vine brusc. Și spune, gata, mă separ de trecut, că turnul înseamnă și separare și ruptură, mă separ de trecut și iau de la zero. Am mai spus și în celelalte etalări. Pot să par etalările asemănătoare pentru că ne apropiem de 2020. Anul marilor schimbări, da? Așa cum se zice, se anticipează, se... Ce blochează? 8 de monede. Munca. Poate un semn de pământ la locul de muncă să vă blocheze. Dacă vreți să veniți cu idei inovatoare, astfel de bâte despre care am vorbit, să riscați într-un nou domeniu, să veniți cu o propunere, să faceți la firmă, eu știu unde sunteți, ceva nou, ce nu s-a mai făcut până acum, ei să fie mai conservatori. Eventual, pentru cei care vreți să o luați de la zero, în viața voastră personală,
Nevoia de bani vă blochează sau mai bine zis vă provoacă. Nu-mi place să văd ca pe un blocaj, pentru că oricine are ambiție să facă un lucru, îl va face. No matter what. Nu contează ce blocaj apar în fața unora, unii sunt determinați să le doboare. În general, semnele de foc, nu obligatoriu toate semnele de foc. Dar depinde de marcajele voastre. Oricum, e o chestiune care ține de muncă, de bani. Poate vreți să mai acumulați niște bani înainte de a risca și amânați din cauza asta acest moment, dar l-aveți în suflet. Nevoia asta o simțiți. Și pentru că e central, cred că vreți să luați de la zero sau să începeți ceva nou, sentimental, emoțional. Poate, mersi, poate vreți să vă deschideți inima către cineva și până acum nu ați făcut-o. Și atunci este momentul zero în care începeți să vorbiți, să vă arătați cine sunteți. Eventual să vorbiți despre credință, nu știu de ce vorbesc despre comunicare, dar o fi ceva, vreo chestie. Eventual să le spuneți de ce nu v-ați deschis în fața lor, de ce nu ați făcut acest pas până acum, pentru că va trebui să munciți pentru bani, să vă transformați mai întâi viața financiară, să lucrați pentru stabilitatea voastră, pentru a descoperi și a dezvolta noi abilități. Da, trebuie să ne transformăm, să ne dezvoltăm. Asta e. Trecutul îndepărtat. Wow! Începem cu Arcane Majore. Marele preot. Poate aveți planete în Taur și, iar avem semn de pământ, vă blocați singur pentru unii, că sunteți berbeci cu planete în Taur, da? În pești, așa mai departe. Și Taurul este foarte stabil, foarte tradițional. Ai zice că berbecii sunt avangardiști, sunt ai bătăioși, mai nebunatiși, dar nu toți, depinde, uite. Cei cu planete în Taur se gândesc la bani, la stabilitate, la tradiții, însă trebuie să transformați această energie, este 8. Să o transformați, să vă duceți către 9. 9 înseamnă spiritualitate, înseamnă călătorie, casa nouă a săgetătorului. Și aici avem o călătorie, da? Și spirituală, cu soare în spate. Nebunul e spiritual. Pentru mine arată ca un derviș, chiar dacă nu e îmbrăcat ca un derviș. Cândva o să vă vorbesc despre derviși, care îmi sunt foarte dragi. Marele preot. În trecutul îndepărtat. Vedem cum se așează cărțile. Am zis, ori aveți voi planete în Taur. Ori sunteți berbeci de mai, cum de aprilie. Dar, mai presus de astea, Marele Preot înseamnă un contract față de Dumnezeu, un contract spiritual. Poate să fie o căsătorie. Poate să fie și la locul de muncă, un contract serios, un job. Doar munciți. Dar puteți să munciți și într-o relație de lungă durată, stabilă, în familie. Oricum înseamnă tradiții. Evident, reprezintă e o energie spirituală, dar foarte rigidă. Și atunci e mai mult religioasă decât spirituală. Spiritual poate să fie mai spiritual nebun decât Marele Preot. Asta e. Probabil că a stat foarte mult în aceste tradiții, în dogme. Unii dintre voi stați pe lângă casă, ciudat, pentru un berbec. Dar sunt, am zis, sunt berbeci care sunt așa foarte tradiționali. Trecutul apropiat. Spânzuratul. Aici e semnul peștilor. Casa a 12-a. Poate aveți acolo niște planete în casa a 12-a. Sau
Stând în aceste tradiții, în aceste vibrații, ați stagnat. Însă, a fost o stagnare aparentă pentru că în ultima vreme ați făcut și multe sacrificii pentru familie. Da, aici iar, sacrificii pentru familie, pentru din motive religioase, majoritatea. Eventual nevoia de bani. Probabil v-ați întreținut familia. Și ați uitat de voi să fiți nebuni. În sens frumos al cuvântului. Nu musai să aveți aventuri, nu musai să vă duceți cu unii și cu alții. Să vă explorați pe voi. Casa a 12-a. În ultima vreme ați primit, apropo, da, de acel trăsne, de acel turn, trăsnetul, a venit iluminarea. Și pentru că a venit iluminarea, simțiți în suflet, da, casa 12 și 0, am zis cu spida, pești, berbec. Acel moment de trecere, de la un ciclu la altul, de la stagnare la mișcare. Zero, punctul tuturor posibilităților. Nu se știe ce veți face. Ideea este că veți face ceva. Veți face ceva și veți ieși din stagnare. Pentru că ați primit înțelepciune, o înțelegere a unor lucruri. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da, a fost greu. Epuizant. Dureros să stai cu capul în jos, nu? De-aia probabil am avut și dureri de cap. Bine, nu dureri, nu știu, o senzație ciudată. Poate în ultima vreme vă gândiți la cineva cu planete în semnul peștilor sau o persoană care, cum am spus mai devreme, a făcut niște sacrificii din motive religioase. Viitorul îndepărtat. Ia, uite, Doamne, iar începeți cu arcane majore ca și la celelalte. Se întâmplă ceva în celelalte dimensiuni, 6, 5, se așează lucrurile și vi se pregătește și vouă și tuturor calea schimbării. Acum, dacă vreți să rămâneți în aceste tradiții, este alegerea voastră. Dacă vreți să rămâneți în materie, foarte legați de materie și de muncă, treaba voastră. Dar se pregătește ceva. Judecata. În viitorul îndepărtat, peste o lună, două, trei, poate să înceapă de luna asta, dar e îndepărtat. Ar spune că viitorul apropiat e totuși luna asta. Vedeți și voi, îmi scrieți. Peste o săptămână, două, trei, poate vă aduceți aminte de această etalare. Judecata, renaștere. Înainte de judecată este moartea. Înainte de moarte, adeseori, este justiția. Da? Suntem cântăriți și vom vedea unde mergem. Sus sau jos? Jos sau sus? În fine. Ideea este că iar vorba de intuiție, de o discuție a voastră cu îngerii, nici nu știu dacă e discuție, oricum, îngerii voștri vă transmit niște lucruri. Să ieșiți. Dacă sunteți voi, să ieșiți, domnilor. Să ieșiți și să luați la fugă. Într-o nouă direcție. Să renașteți. Haideți să vedem. Da, auziți ceva. Unii au puterea să vadă, alții să audă. Sau poate primiți un telefon, niște vești, auziți. Niște vești, da. În fine. E o trompetă aici. Sau trebuie să ascultați și părerea altuia? Altă perspectivă? Posibil. Viitorul apropiat, cavalerul de monede. Latura voastră, eventual dacă e a voastră, practică, pământeană, tradițională. Dacă e altă persoană, e altă persoană. Dar puteți fi foarte bine și voi. Am spus că puteți să aveți planete în semnul taurului. Sau un alt semn de pământ. Fecioară,
Capricorn sau ascendent, da? Și atunci să vă purtați așa, să, dar într-un fel e bine, pentru că dacă o luați de la zero, următorii pași îi faceți micuți și precauți. Studiați bine terenul. Nu vă aruncați chiar ca nebunul. E suficient că o luați de la zero. Dar munciți, probabil ați muncit sau mai munciți o perioadă să vă stabiliți niște, un plan de transformare. Cavalerul de monede. Posibil pentru unii să fie un semn de pământ, mai mult sau mai puțin, care vine cu o ofertă. Vi se face o ofertă sau voi vreți să faceți o ofertă cuiva. Pentru, judecata înseamnă și împăcare, să renașteți o relație, o situație care a fost stagnantă. Mult timp. 12, da? Spânzurat. Adică, dacă vreți să o renașteți, da, să o luați de la zero, trebuie să și munciți. Și aici e provocarea. Nu e doar suficient să dai un telefon să-i spui că vrei să te împaci. Chiar trebuie să te implici. Practic. Practic. Uitați. Vedeți? Așa aici e judecata. Ok, ok, da? Poate pe 20 octombrie să auziți niște vești care să... Păi judecată, renaștere, împăcare, să vă dea credință. Că sunteți protejați, că sunteți auziți de divinitate, de persoana dragă. Hai să nu mai vorbim doar de divinitate și de energie, și de persoana dragă, da? Poate este plutoniană, pentru mine judecata este Pluto, iar. Dar este cuspida între balanță și berbec. Nu balanță, balanță și scorpion, am greșit. E clar că e vorba de voi dacă am zis berbec. Casa voastră a șaptea și a opta. Relațiile de lungă durată și căsătoria sau banii. Sfatul. O fi vărsătorul acela, turnul pe care l-am văzut mai devreme, voi știți. Dar avem un alt opt. Aveți un alt opt. Și judecata înseamnă transformare și acești opt vorbesc tot de transformare. Dar aici e vorba de transformare mentală, să ieșiți din frici, din dogme, din frica de că nu o să aveți stabilitate. Ce înseamnă stabilitate? E o iluzie. Stabilitatea este o iluzie. Oricând se poate întâmpla orice, să ne dărâme construcția aceasta materială, iluzorie. Oricând. Și o iluzie. Ca și aici, o iluzie. Că ești legat, că de fapt nu e legată. Se leagă singur, mental sau singură. Mental. Sfatul este să ieșiți, evident. Nu să... Sfatul nu înseamnă să rămâneți. Să ieșiți din această stare de blocaj mental. Adică să aveți curajul, nebunia. Să începeți ceva nou. Cu pași mici, sigur. Că-i relație, că-i proiect la locul de muncă. Voi știți? Dar trebuie să vă mobilizați, să ieșiți. Nu zice nimeni să luați cu viteză. În nicio direcție. Poate să fugiți de aceste tradiții, să fugiți de aceste blocaje. Asta ar fi singura direcție. Exterior. 2 de băte. Exterior. Exterior.
Iar auziți despre ceva. Iar auziți despre ceva. Acum, urechea cealaltă transmite ceva. Auziți că cineva vrea să călătorească înspre voi? Persoana asta se uită înspre harta voastră. Are un glob în mână. Este exterior. Cineva, ori un alt semn de foc, ori cu planete, sau ascendent în semn de foc, a hotărât să lase o relație în urmă, da? O relație, o persoană în urmă, și și-a luat băta, încrederea, pasiunea să vină înspre voi. Că vine, e exterior, da? Și lasă ceva în urmă. Puteți să fiți voi și exterior lăsați în urmă ceva, dar... Și atunci vă întâlniți. Dacă e o persoană, vă întâlniți amândoi. Voi cu pași mai mici, mai precauți, ei mai încrezători, ei au și viziune. Deja și-au văzut lumea împreună, universul, eu știu... Ce? Cu voi. Repet, poate să fii și la locul de muncă. Poate cineva vine și spune, mamă, ce idei faine. Uite, sunt pregătit, pregătită să te susțin. Am zis, poate fi și la locul de muncă. Te înțeleg pentru că și eu am lăsat în urmă ceva ce nu mi-a prit. Ceva ce nu avea creativitate, nu a sporit. Este exterior. Doi de băte. De ce vă este teamă? Wow! De roata norocului. De destin. Că nu se schimbă destinul. Păi, asta vă este teamă dacă rămâneți în această energie. Dar... Și de înțeles, pentru că ați stat foarte mult în această stagnare. Dar poate că stagnarea, v-am zis, v-a adus noi perspective asupra unor lucruri, situații, relații. Pentru unii poate să vă fie teamă într-un fel, nu neapărat teamă că vă este frică de persoană. Faceți niște griji. Pentru o persoană jupiteriană, ce înseamnă asta? Cine e guvernat de Jupiter? Săgetătorul sau peștele? Și aveți și semn exterior, săgetător, ar putea fi un săgetător, dar semn de foc, sau ar putea fi un pește, pentru unii. Poate are planete, poate săgetător are planete în pești, în fine, sunt multe combinații, da? Spunem așa pe scurt. Dar, trecând peste acest aspect, probabil că unora vă este teamă că nu vi se schimbă destinul. Că nu puteți să-l schimbați. Repet, este doar o teamă. Poate exterior cineva vă învață să vă setați? Ar putea să vă arate că e doi. Împărtășim, da? Unu și încă unu. Împărtășim din experiența noastră cum să... E o idee care acum mi-a venit. Cum să îmi setez viitorul. Vă ajută pentru cei care nu știți. Ca să ieșiți din această teamă că nu vă puteți schimba destinul. Pentru cei care o luați de la zero, aveți o teamă că nu știți exact, dar e ca o busolă, nu știți exact direcția în care să o luați. Dar trebuie să vă ascultați, să ascultați ce mesaje primiți de la divinitate. Ce vă doriți? 5 de băte. Bănuiesc că vreți să ieșiți din 5 ca să ajungeți la 6, la victorie. 5 de băte. 5 de băte, îi vă luptați cu bârfele, probabil cei tradiționaliști ca și acest
Mare preot cu vecinii, cu familia, dacă vreți să ieșiți din energia în care stați atâta timp, va trebui să vă luptați cu ei. Nu e o chestie ieșită din comun pentru un berbec să se lupte. Mi se pare chiar normal, pentru că e semn de foc, adică e natura voastră luptătoare. Ați fi voi luptându-vă. Concurența, în cazul în care e vorba de job și de un nou proiect, cu concurența la locul de muncă, v-am zis, cu familia, cu prietenii, care poate și ei sunt tradiționali și în momentul în care schimbăm ceva în viață, ne schimbăm și prietenii, inevitabil, nu avem cum să mai stăm în preajma lor. Dacă ei se schimbă odată cu noi, ok, păstrăm, dar altfel nu. Cinci de bâte pentru mine, unul înseamnă și nevoia de creativitate, da? Poate să fie luptă, poate să fie joacă. Și atunci vă doriți, cinci, casa cinci a leului, da? Vă doriți să ieșiți din fricile astea prin creativitate, să vă schimbați destinul într-un mod creativ, nu neapărat bătăios. Pentru că o vibrație atrage aceeași vibrație, ca să nu atrageți tot chestii agresive. Înțelegeți, da? Finalul. Regina de spade, am mai vorbit de un vărsător, dar dacă nu e vărsător, ați putea fi voi care renunțați la vă tăiați în primul rând, bine ar fi, aceste sfori iluzorii și ieșiți din griji. Gândiți mental, logic. Ar putea fi și o altă persoană, evident. Un semn de aer, balanță, vărsător sau gemeni. Dacă vă separați la locul de muncă sau de familie, s-ar putea să fie și un avocat, o avocată, cu care discutați chestiuni legale. Dacă voi vă separați iar de familie, v-ar putea reprezenta pe voi ca și persoane divorțate. Reprezintă și o persoană divorțată. Regina de bâte. De bâte înseamnă că sunteți voi, unii dintre voi. Regina de spade. Wow! Wow! Dacă voi divorțați de cineva, vreți să mergeți către creștere, către împărăteasă. Poate prin martie să creșteți. Pentru unii, vreți să discutați cu cineva ori născută în luna martie, ori în a treia zodie, care e în berbec, taur, gemeni, da, gemeni, da, în a treia zodie, ori taur sau balanță. Am zis balanță și mai devreme, da? Poate să fie o balanță aici. Este nevoia de a discuta despre un nou început sau despre un copil. Multiple variante. Wow! Marea preoteasă și marele preot. Wow! O altă pereche divină. Semnul peștilor, uneori al dracului, uneori al scorpionului. Și dacă nu e o persoană, aveți iar semnul peștilor. Și aici aș aveți și la Jupiter în poziția fricilor. Și la zero, am zis, cu spida pe șberbec. Trecând peste aspectul ăsta. E o chestie secretă. Poate este o persoană pe care ați ținut-o mai în secret
la care v-ați gândit. Uau, regina de cupe, sigur e semn de apă. Sigur e semn de apă. Unii s-ar putea să vreți să discutați, să chemați la discuție, să vorbiți despre creștere, despre abundență cu această persoană. Posibil să fie mai tânără pentru unii dintre voi. Dacă nu, sunt vreo trei persoane care se întâlnesc, sau cel puțin două. Regina de cupe și Marea Preoteasă ar fi o persoană. Care? Trei, patru. Discutați. Ia uite ce aici, da? Nu știu dacă am pus bine, am pus bine. Asta mai spre noiembrie. Bine, octombrie ar fi regina de spade. Dar mai spre noiembrie sau sfârșitul octombrie eventual. Ia uitați. Două regine, o împărăteasă și o mare preoteasă. Wow, wow! Cineva are pe cineva în secret. Sau va reveni la o persoană față de care are niște emoții pe care le ține în secret. Vrea să manifeste ceva, vreți să manifestați ceva nou. Iar sunteți voi aici, puteți. Poate să fie un geamă. Dar asta mai spre noiembrie. Aici sunteți voi, la capătul acestui set de cărți. Sunteți regina de bute. Pasional, creativ, frumoși, deschiși, sexy, magici. Trebuie să decideți, că nu degeaba v-a apărut până la sfârșitul lunii. Dacă acum trebuie să decideți, la sfârșitul lunii trebuie să fii decis deja. Și chiar să fii tăiat ceva. Vechi. Poate să fie contract. Poate să fie niște funii care v-au ținut, da? Într-o stagnare. Funii avem și aici, mentale. Stringurile. Trebuie să decideți într-o chestiune care până acum a fost confuză sau dintre multiplele opțiuni pe care le aveți emoționale, da? Dacă vreți să o luați de la zero, aveți multiple opțiuni. Dar trebuie să decideți pe care o luați. Teoretic ar trebui să alegeți o persoană puternică, că aici este un cuplu puternic, da? Care să stea lângă voi. Că sunteți voi aici, chiar dacă sunteți bărbați și trebuie să vă alegeți o femeie puternică, chiar dacă arată ca un bărbat, nu contează, sau invers, da? Femeie alege bărbat. Un bărbat puternic. Nu e obligatoriu să fie semn de foc, dar să fie pasionat, să fie rezistent, să fi trecut prin multe. Să se poată tempera, să se poată transforma, să fie doritor de transformare și, în primul rând, spirituală. Ei, dacă alegeți pe cine trebuie, e vorba de alegere aici. Da? Tăiați celelalte cupe care nu îndeplinesc, eu știu, criteriile. Și alegeți pe cea care trebuie, pe aceasta. Repet, o persoană puternică care este aptă să stea lângă voi și când vă este greu și când vă este bine. Și așa se echilibrează, da? Relația. Și ajungeți să fiți și voi fericiți. Și tăiați acest ciclu de dureri, de trădări, de probleme. Și tot așa, ia uite, 9-10. Păi ce? Ia uite și minciuni. Fantastic! Cofi semn de aer nu e obligatoriu. Nu putem acuza toate semnele de aer că s-au purtat așa. Dar oricum voi trebuie să preluați această energie rece, mentală,
Și să vă eliberească. Doar sfatul este să vă eliberați. Și aveți și regina, da? Regina de spade și regele. Haideți că e frumos până la urmă. Nu știu ce titlu o să dau etalării, dar eu zic că e frumos ce apare. Foarte interesant. Vreau așa pe fugă, n-am mai făcut de mult etalare intimă, pe fugă să văd și energiile sexuale dintre voi și o persoană la care vă gândiți. Ia uite, 7 de spade, repet, nu e obligatoriu să fie semn de aer, dar sunt doi oameni care nu se simt, măi, oamenilor, nu se simt, stau împreună, dar nici nu se înțeleg mental. Sunt și nu sunt împreună. Și în paralel vă este dor și unuia și altuia de altcineva. 6 de cupe. 5. 5. Regretați. Că v-ați implicat într-o direcție. Ia uite, regina de spade. Destul de rece și ea. Într-o relație în care ați obosit și nu știți dacă vreți să mai investiți. Haideți să tai cărțile. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent, un berbec, octombrie. Ce îi place? Ce vă place? Ce vă este frică? Ce le place lor? Ce le este frică lor? Ia să vedem. Wow! Vă place să vă jucați cu focul, cu diavolul, cu dracu. Sunteți dracu întruchipat, unii dintre voi. Cel puțin în pat. Asta vă doriți. Ori să fiți drăcușor, ori să vă duceți cu un drăcușor și să faceți nebunii, dar nebunii unii dintre voi. Okay. Mai mult sau mai puțin. Fiecare în funcție de cât e de nebun, că tot a apărut nebunul. Posibil să vă doriți un capricorn, dar trecem peste aspectul ăsta, că poate nu e capricorn, poate să fie orice altă zodie care e extrem de virilă și de îndrăzneață. De ce vă este frică? De regina de monede. Adesea, regina de monede poate să fie soția. Dar am văzut mai devreme cum e uneori cu soția. Sau soțul. Unul vrea ceva, altul altceva. Altul se roagă să facă dragoste cu el. Și ea se ocupă de ea însăși. Ce își doresc ei? Visă mai emoțional, 9 de cupe. Să le umpleți paharele, să se îmbete de emoție, de senzații, de bucurie, evident, de toate câte cele. De ce le este frică? De 2 de băte. Poate doi de băte-băte este semn de foc. La capătul acestei sete de cărți a apărut îndrăgostiții un bărbat care trebuie să aleagă între două femei. Soția și iubita. Cea veche și cea nouă. Probabil că le este frică, posibil, că nu vor fi aleși. Și că veți rămâne în acea relație, da, stabilă. Dar diavolul și 9 de cupe este obsedant de emoțională această legătură între voi. Obsedantă dorința. Și da, să nu, nu sunt 7, dar cred că și visați unul la celălalt. Cred că și visați. Ia uite. Trebuie să alegeți.
Să vă echilibrați un pic. Și să vă implicați în a merge mai departe. 8 de monede, iar muncă. 8 de monede a fost aici, iar 8 avem, da? Ați avut și mai devreme. 8 de monede, ați avut și în crucea celtică. 8 de băte. Relație echilibrată, da? Care crește în pasiune și în multe alte direcții. Care oferiți și primiți. Posibil în 3 de cupe. Dar cred că din acest 3 de cupe, justiția înseamnă că tăiați acest trio și începeți o nouă relație cu cineva. Așa văd. Așa le transmit. Poate unii dintre voi sunteți într-un trio, ori cu un semn de apă, ori cu o balanță. Dar nu e obligatoriu, nu contează zodiile. Aveți și Capricorn, aveți și semn de pământ, da? Iar apare nebunul, iar apare puterea. Totdeauna când e vorba de schimbare și trecere către o nouă relație, către o nouă direcție, avem de luptat, avem de tăiat. O perioadă mergeți în paralel eventual. 3 de cupe, da, trio, deși nu e obligatoriu. 3 de cupe poate să însemne el, ea și un viitor copilaș, da? E aici un ou? E, da? Asta poate să însemne, cel puțin aceste de cărți. Nu arată comunicare. Am să zic că nu arată a trio. Dar probabil că trebuie să vă exprimați ce vă doriți. 8 de băte înseamnă comunicare. Chiar dacă aici arată altfel. Oricum, una și cu una, una peste alta, este nevoie să alegeți în dragoste. Este clar. Se vede și în 2 de băte, da? Lor le este teamă că nu vor fi aleși. Îmi spuneți și mie ce ați ales. Oricum. Asta vă doriți voi, asta își doresc ei. De asta vă este frică vouă, de această situație în care tot așteptați să primiți atenție și nu primiți. Unii dintre voi vă oferiți singur atenție. Și lor le este teamă de acest moment de decizie. Asta e talarea. Sunt curioasă cu cine rezonează. Vă pup, numai bine. La revedere!